de grijă să nu credeți că cu privire la mine mai vă băgați o bancă și puneți o liră și în 10 de cent și copii și bă, toți n-a vrut distanțăna. Și în ziua următoare, Doamne, dă-ne, Doamne, dă-ne mai bine la mine câte un frate rogă-te să pun bani mulți, grămadă, așa. Aha. Să pui să aibă ce arde. Domnul să ne dă putere, să te brodă, o să n-a crezut, o să zic una. Mai mă suna un frate azi, parcă-ți vine să-și râzi, dar nu-i de râs. Roagă-te, frate Nelu, să vezi dacă mai îmi dă Dumnezeu femeia de sărbători. Dar numai de sărbători ți-o trebuie, zic că te... Nu mai trebuie altceva, numai de sărbători. Doamne, lasă unitate în poporul tău. Lasă pace, copii, și-a venit o să mă abrudi, stanana. Și lasă biruință peste noi, că avem nevoie de putere, frate. Avem nevoie de Duhul Sfânt, jigurile, să vedem într-o zi, mă, frate, stărână. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne vorbească, să ne spătuiască, rigobere, pentru tot stărână, să ne păzească, să ne vindece. Toată lucrarea care face Dumnezeu, face prin Duhul Sfânt, trăiască Domnul și gloria să ne împodobească. Am plecat în Franța și în Germania, acolo, într-o pădure, să gata motorina la șoferi. Abia el bani. Dar cum e omul viclean pe pământ, dăm și tu 10 euro să fac motorina, dăm și tu 15 și-a lui țânea aici în buzunar. Să oprește mașina, dar Dumnezeu care este cu noi, vine un om din Oradea și oprește în spatele nostru și a spățit. A rămas fără motorină. Luați-te sticlă și către șoferă și ai cu mine să te duc la un peco. Când a plecat de acolo, nu la locația. În mașină eram eu și 3 surori. Printre care un avea un alt telefon de acela special, iPhone, dar nu știa să-l folosească. Fratele o sună pe ea, era două noaptea. Trimite locația că nu știu unde să vă mai căsăți. Dă-te doar cu degetul să închide telefonul. Stăm în mașină, ea le încep să plângă că a venit ursule omorât. Rugați-vă și pocăiți-vă. Domnul zice către mine, dă-te jos din mașină și deschide telefonul. Eu am telefoane cu butoane. Ce pot să fac? Hai că îți spun eu ce să faci. Deschide telefonul. Când te va suna Petrea, te duci un kilometru în față pe drum, dai de o tablă galbenă și te ieși de pe tablă și scrie și el în 20 de minute va fi la tine. Mă duc înainte, găsesc tabla și te bagă în telefon și vine la mine. Ai văzut ce face tu spun dacă ești călăuzit de Dumnezeu? Te scapă oriunde. Pentru că e Dumnezeu care este viu. Șamani, un recovere meritos, n-a prudit, dar n-a. Problema e că nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Nu ne place când ne mustră Dumnezeu. Dacă ar fi pus mâna Dumnezeu pe voi în seara asta, care vezi țigările la voi, ce faceți? Ha? Mai vineți la rugăciune. Nu mai vineți, mustră Dumnezeu pe Satana să-l mustre astăzi. Și Domnul să vă întărească, să vă eliberează, să vă dea biruință, recovere meritos, n-a prudit, dar n-a. Și Domnul să lucre la inima voastră și Domnul să îndepărteze toate duhurile și toate planurile vrășmașului care caută să ne lege. Frații mei, rugați-vă unii pentru alții și nu disprețuiți pe cei căzuți. Într-o zi stăteam acasă și vine un frate din Germania, s-a botezat în România și-a căzut, s-a dus în lume, s-a apucat de fumat, de băut, de droguri. Să l-o chinuit vreme, deși și ai puterile întunericului. Și vine la mine, ajunge cu greu la mine acasă și mă rog pentru el cam o oară. Îl eliberează Dumnezeu, îl botează cu Duhul Sfânt și îi întipărește Biblia în minte, așa cum nu poate face nimeni de pe pământ. Astăzi este în Africa, o boteza poate 400 de oameni, o construi foarte multe căsi, printre care două fântâni în Africa, ca în România, beau apă, pruncii și stăteau până să înfoia lângă fântână. Eu vorbeam cu el. Ce faci tu pentru Dumnezeu? Când a venit la mine, m-a sunat unii, mă, să nu-l primești, că-i picat, mă. Tu nu știi că-i bai de el. E căzut, mă. E bai de el. Ce stai de vorbe cu el? Tu nu știi, Dumnezeu, ce plan are. Tu nu știi. Dumnezeu este bunătate. Este biruință, este dragoste, copile, pe Mintos, la Vladislavă, care-i dragostea noastră, care-i spatele noastre, câte suflete ai adus la mântuire în călătoria ta pe pământ și ai făcut pentru Dumnezeu în călătoria ta pe pământ. Vă mărturisesc în numele Domnului Iisus
Voi care sunteți pasă de lucru, stați în timp de legătură cu Dumnezeu. Acolo în pădure unde locuiesc, am fost 3-4 săptămâni, 150 de oameni au fost la masă. Trăiască Domnul! Amin. Domnul e peste tot pământul, poate 40 de mașini au umplut diavolul acela. Să crepe popa ortodox de șudă. O suna la poliție, ce facem cu ciobanul? O poliția nu-i fac nimic la omul ăsta. Nu vine nimeni să reclame nimic. Eu nu am treabă cu el, că tu ai ură. Diavolul împotriva noastră. Diavolul e dușmanul nostru. El ne pândește, ne urmărește. Dar Dumnezeu este viu și la tot puternic. Domnul să ne dă putere să ne mărească credința. Dacă ne-au adunat în sara asta într-un număr așa de mare, sigur că ne-au adunat să ne vorbească, să ne mângâie, să ne ridice cu verberitos la bradista mea, să ne ierte frațului. Când am fost anul trecut în țara Galilor, am avut o ispită foarte mare. S-a încârtit și am spus, după ce mai trimis acolo, ca să răb toate țăpușurile, săgețele astea, când m-am dat jos în Cluj, de pe avion, și până la punctul control m-a rugat plângând să mă ierte Dumnezeu. Și un glas s-a auzit, că o zis către mine așa, Nelu, cunoști un om fără păcat pe pământ? Să-mi îl arăți și mai stau un pic. Nelu, cunoști un om fără păcat pe pământ? Să-mi îl arăți și mie. Frații mei, suntem supus slăbiciunii lor. Suntem slabi de multe ori. Cădem în desnădejde, ne noi încârtim, judecăm. Diavolul fiecare zi ar pregăti o cursă prin care să-ți iei pașa, să te tâlbure. Domnul să-ți dă putere să te încrezi în El. Și orice va veni peste tine, să nu dai înapoi. Orice foc va fi peste cortul tău, să crezi că ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos. Să crezi că cuvântul e de biruință întotdeauna. El nu va spune niciodată nu te iert câtă vreme ești pe pământ. Niciodată nu-ți va spune nu te iert. Te iert, Israele, dacă te iert să-ți recobere pe râtos, n-a vrut ta mână. Și Domnul să ne dea putere, să ne ierte, să ne ajute, să ne ridicăm. Știți când stăteam acolo jos, am văzut o rândie scări albe care se ridica spre șeri. Și meniul s-a valut toți tabrana și am plecat mulți acolo sus, pe scările acelea. Domnul să ne ajute să plecăm, să ne întâlnim cu El. Șamanii au șavalit toți, n-a prădit să cred una. Și Domnul să vă mărească credința. Nu de mult am fost la spital, la o soră, avea 32 de ani, avea 6 copii. S-au mărturisit și în timp avea cancer în ultima fază. Bărbatul ei stătea pe genunchi și după ce s-au mărturisit, a venit la rugăciune. Și o zis, Doamne, mai dă-mi femeia înapoi că îți dau tăta averea mea ție și tot ce am e a tău. Acum, până acum n-ai spus așa o zis Dumnezeu. Până acum ai spus că tu ești stăpân peste toate și toate tu le-ai făcut. Jemeniu, Ricrada, Bana, Prado, Jecube, Zăbele, toți stămâna. Vedeți ce eu am stat și am plâns cu el. Și la a doua zi, la ora 3, i-au plecat la Domnul. Trăiască Domnul. Și gloria să nu podobească pe Domnul Iisus. Vine într-o zi o mașină de pe sălași. În mașină era o femeie la vârstă de 27 de ani. Avea cancer în ultima fază. Am venit la tine să mă botez. Dar nu m-am poți da jos din mașină. Nu știu dacă mai ajung înapoi. Nu te bagă în bană, zic, te mărturisești. Te botești prin stropire și mă rog pentru tine ca Dumnezeu care este viu. În timp ce mă rugam pentru ea și i-am făcut botezul, s-o mărturisit, toată haina așa neagră care a pus peste ea, o picat jos, din șerul vinit o mână albă și-o băgat o haină albă peste cap mea, până în pișoare, la copere, venit toți, n-a vrat din stămâna. În timpul acela cât m-a rugat pentru ea, cinci care au fost cu ea în mașină, nu plecăm de aici, zice, până nu te botez. Dumnezeu, ca să te întoarcă pe tine și pe mine, coboară un suflet în țărână, ca să intervină în viața ta, să nu te duci în iad. Și-a mai ori, e copere, venit toți, n-a vrut din stămâna. Ericobe și Veritos n-a brutit stamena. Dumnezeu are planul lui de lucrare. Are puterea lui dacă te opui. Poate să te aducă prin suferință, prin boală, prin acasă, să te pocăiești. Domnul să ne dă putere și Domnul să vă binecuvânteze. Știi ce? Când eram în lume, eu furam mult și când mă duceam la furat, mă rugam și
Și zicem, Doamne ajută-mă, de ce meream să fur? Mai zicem și tatăl nostru, că eram un hoț experimentat. Eu nu știam nici ce fac. Mai spuneam, tatăl nostru care ești în cer? Și eu mă închinam la acela de pe părete de senat. La acela mă închinam. Dar din gură spuneam, care ești în cer? E copile, pe lui toți n-a vrut de stardana. Am avut harul toți împreună. Și bunătatea lui Dumnezeu s-o comorit. Mi-a arătat calea dreaptă care mi-are spre Golgota. Prețuiești tu lucrul ăsta. Prețuiești tu bunătatea asta lui Dumnezeu. În copii, ce melitos n-a vrut din Stavrana, că ai avut parte ca să stai cu împăratul slavei de vorbă. Ai avut parte să stai cu cel care la porunca lui s-a despărțit în tunericul de lumină. Trăiască Domnul și gloria să-L vorbească. Noi în seara asta ne-a vorbit Dumnezeu. Ne-a cercetat prin cântare, prin cuvânt, prin rugăciune. Acum totul depinde de noi și vom face copile mele toți amână. Sigur că vrăjmașul are un plan în dreptul fiecărei familie la despărțire din locul acesta ca să nu te poți bucura. Să nu poți să spui, am simțit pe Iisus Hristos. El are un plan să te tâlbure, să-ți iei pașii are copilul mers pe stamina, să-ți aducă desnădejde. Dar tu crede-te în Domnul care a spus că dă biruință. Amin. Pune-ți nădejdea de El și în puterea Lui. Stai aproape de El și în copilul mers pe stamina. Fii sincer cu Dumnezeu tău, dacă ai picat într-un păcat, mărturisește-te și nu căra gunoile după tine. Am o să apropie Crăciunul ăsta, mutat al Dumnezeu. Parcă vă văd surori cum vă coapați, vă bopsiți așa. Parcă vă văd frați care dă cu vazelină pe cap să-i steie părul așa în sus și copile mele de tot. Frați care se duc la pensat, bărbați. Nu știu ce cu voi, unde vă stă mintea în timpul acela, e copere peritos, credona. Este Fiul Duh Sfânt care vorbește cu omul. Sămale, zămale, toți, amână. Despalți-te de păcat și de fără de lege. Ca să mă vezi la lucru, la capele mele de toți, credona. Și Domnul să vă dă putere. Arătați-mi și mie data nașterii Domnului Iisus. În fiecare an îl îngropăm și îl dezgropăm. În fiecare an moare și învie. Odată când lumea asta berse, curvește, colindăm și noi cu ei, facem de rușine pe Dumnezeu, ne unim cu lumea și spunem Isaia, m-a scârbit de sărbătorile tale, unite cu lumea și cu nelegiuirea. Și în meni, o gemelit o să aplodistă, elicopte gemelit o să aplodistă. Mai facem mese de dragoste, strângem prietenii și frații și rudele și mâncăm până ne cresc burțele așa și apoi spune că am făcut în numele Domnului. Știi ce înseamnă să faci în numele Domnului? Să cauți un sărac, un orfan, o părătă-vă șemenii din gradul ăsta. Jacobie, ce vea lângă toți, m-am plutit, credul ăsta. Venițana, rupie, ce vea lângă toți, dar rănă. Câte persoane duci la biserică cu mașina, ce faci cu ei pentru Domnul? Îl întrebam pe un frate, de ce n-ai luat pe sora ce bătrână în biserică? Miroasa pișează, de ce n-o sun mașină? Să dai mașina la fer vechi, în timp scurt, Domnul să te mustre. Da, nu putem, n-avem timp, suntem foarte ocupați. N-avem timp pentru lucrarea Domnului. N-avem timp pentru Dumnezeu să ne facem. N-avem timp de rugăciune, dar pe internet sunteți mulți aici care stați la pornografie noaptea. Acolo vorbește dracul și băia puterea. Jemeneori, cradă-mă, zavală-mi toți, credona. Racomele mele toți, n-am rubiți, credona. Astăzi nu mai poate cânta nimeni fără telefon. Mai stai 5 minute în față și piscălește până nu mai are putere în el. Unde-s frata și a Jacobi, Jemeneori, toți, Stavrana? Surorile acelea pline de Duhul Sfânt, Stavrana. N-a cradă-ți, credona, când te ridici pe bancă. Jemeneori, cradă-mă, cântare este în gura celui neprihănit. Sto prodos na crados bridona. La comine meritos na brudistă. Nici în biserică nu puteți închide telefonile. Și aici stați cu capul și piscăliți când eu dăm. Nici aici nu vă lasă basilică în pace. Și meniuri cradă mă la gobele pe mii toți m-am luit, credona. Și atunci așteptăm să vie tata să lucre. Ce să lucre Dumnezeu peste vitrinia ta? Că tu ești legat de diavolul tău și de bunoaile lumii. Și atunci dacă îți vine un proroc și îți spune să te pocăiești, când ești apară spui că nu-i de la Domnul. Nu-i de la Domnul. Trăiască Domnul și gloria să-mi părăbească pe Domnul Iisus. El să ne dă putere.
Lucrați pentru Domnul, frați care sunteți basă de lucruri și de surori. Fără nicio frică, spune tot ce ai din Domnul. Că într-o zi vei primi cu numa pentru lucrarea care a făcut-o Dumnezeu. Prin tine pe pământ trăiască Domnul și gloria să-L împodobească. El să vă dea putere, să vă mărească credința, să vă ajute, să vă asculte rugăciunile, să lucre în biserica asta, că mulți trec cu speranța că nu va fi nimic ca aici, ceea ce a făcut Dumnezeu. Așa cum a fost lucrare, nu Cornel ne-a adunat aici. Ne-a adunat Dumnezeu aici. Aleluia. Trăiască Domnul! Amin, aleluia. Nu păstorul te adună, Dumnezeu ne adună. Slavă. Dumnezeu lucrează, trăiască Domnul. Amin, Domnul. Și gloria să ne podrească. Lui să-i mulțumim, El să ne credem. El să-L lăudăm, să-L mărim. Și Domnul să vă dea putere, să vă sprijinească, să vă ajute. Știți ce? Vă mai fac o mărturisire, nu vă țin până la 5, dar vă spun, bunătatea lui Dumnezeu e că dormi în patul tău, că te odinești de seara până dimineața și poate mai uiți să faci o rugăciune, parcă ești un sac de cartof băgat în beci. La mine într-o zi vin două mașini de oameni și spun că au construit o casă nouă, au cumpărat mobilă și de 4 ani nu pot dormi în casă. Dorm afară, în grădină, în căruță, în cojoc. Și har, am plâns că poți să te odinești în patul tău. Și har, și bunătate, dar zic și pățit. Când ne punem în pat, vine un câine și un porc să suie pe noi și ne rumpe de spate tot. Când ne bate tot noaptea, zicem, capul la noi. Duhurile iadului pe bunica, zice, o țâmpă jos, o mușcă și o chinuie tot noaptea. Păi zic, ați umblat pe lată zbrăjătorii porcii, stai să spunem, zice, tot pământul României l-a colindat. Și un popă de dincol de Cluj, o zic, să mergem în pădure, în Damiș, că este un cioban. Și el se va ruga că lucrarea asta nu e de competență lor. Și așa am ajuns la tine. M-a rugat pentru ei, le-am făcut ungerea, m-am dus acasă la ei. M-a rugat, am făcut ungerea la casă. Eu i-am eliberat un Dumnezeu. Dacă n-am ajuns cu ei să se pocăiască, mi-a închis telefonul. Deci așa se întâmplă cu omul. Toate îi plac omului. Toate îți bine când ajungi cu el aici să-l faci pe calea îngustă. Vine într-o zi, stăteam acasă un șef mare de bolă, care stai de vorbă, pocăiește-te că mori. Păi am făcut două prin faptul, zice, și rău cu mine. Nu, mai faci unul și pleci. Dar nu adică, zice, ce spunem ceva de bine. Nu spun de bine nimic, a spun ceva la Domnul și dacă nu-i spitești, uite pe acolo e poarta pe unde ai venit. Aici e Dumnezeu prezent. Aici nu spune. Diavolul care crede, care vrea să-i spui numai de bine, să-i spui că merg bine, să-i spui nu. Dumnezeu nostru este drept. Oamenii lui Dumnezeu spun adevărul. Respectă legile lui Dumnezeu. Șamanul. Șabalitos. N-a plutit stărână. Omul lui Dumnezeu, Habacuc. Unde s-a dus? Pe internet. Unde s-a dus? Stați voi la locul vă zideți trajă. E copere pe atât o stărână. Stai pe turnul și să vegezi. Să vezi ce-mi va răspunde Dumnezeu la plângerea mea. Și meniul îi creadă, bă, la pradă, zice, copii, ți-am văzut o stablănă. Domnul o să ne dea putere. Îți bune telefoanele astea. Poți să-l folosești și pentru Dumnezeu și pentru diavolul. Cum vrei tu, cum îți alegi? Jamaniul îi creadă, bă, la pradă, zice, copii, ți-am văzut o stablănă. Dar vechează că s-ar putea într-un moment dat să pui stăpânire pe tine. Să nu te mai poți scăpa de el. Să nu te mai poți scăpa. Și Domnul să ne dea putere să le folosim pentru el. Să le folosim pentru lucrarea lui. Să căutăm ca și copii, să îndepărtăm din mintea noastră, din gândul nostru, planurile vrășmașului. Și Domnul să lucreze. Este atâta tineret aici. Sunteți și nebotezați cu Duhul Sfânt. Râvniți să primiți Duhul Sfânt. Râvniți să primiți darul. Să prorociți, să aveți vedenie. Să lucrați pentru Domnul. Trăiască Domnul. Eu când am încheiat, când m-a găsit Dumnezeu din lume, i-a spus, Tată, eu vreau să fiu un vas de lucru și tu să lucrezi cu mine. Că diavolul lucra mult cu mine pe pământ. Au făcut 36 de ani lucrarea lui. Am o cât mai trăie, bă-o tu lucrarea ta cu mine. Trăiască Domnul și gloria să nu împodobească. El să vă dea putere, să vă dea iubiriță, dacă mere verii toți n-a vrut din scrădână. Sigur, așa se vorbește și se spune și așa scrie, că venirea Domnului este aproape. Dar sunt niște frați surori care tot trimit mesaje nenorosire. Foc pe pământ, foc pe se. Auzi, eu spun că cuvântul Domnului spune că Dumnezeu de-a lui se va îngriji.
O lăsați scăliți în cuvântul lui. Niciodată să nu-ți fie frică ce și va veni pe pământ. Dacă ești în brațul Domnului Iisus Hristos, El nu te va lăsa. El nu te va lăsa. Nu căutați să primești astfel de spatele și de vorbe. Mai sunt frați care predică în timpurile astea, bine, cu cravată, cu costume, că pe mine m-au dat afară din Franța, din Paris, că n-am costum și cravată și n-am voie să predic. Ce să fac? Aia este azi, n-am purtat costum în viața mea. Nici nu-mi trebuie. Dar m-au dat afară. Dar mai sunt frați care predică și spune, trăim vremuri grele. Trăim vremuri grele. Și vremuri grele trăim, fraților. Putem vorbi de Dumnezeu unde vrem. Putem striga în piață unde vrem. Viu este Domnul. Pe mesele noastre sunt toate bunătățile. Poporul Domnului e binecuvântat de Dumnezeu în timpurile astea. E binecuvântat de Dumnezeu. Nu trăim. Vrem un creare spiritual că nu vrem să ne pocăim. Asta e. Asta e. Aici e greu, că nu vrem să ne pocăim. Că dacă poate ar fi în strâmbitoare mai sărași, mai așa ne-am pocăit. Dar așa de multe ori în atâta bunătate uităm de Dumnezeu. Ne așezăm la masă, mâncăm, nu mai mulțumim Domnului. Vă sculați mulți dintre voi dimineața, plecați la servici, n-aveți timp că vă grăbiți, nici nu mai vă rugați, se copere, vă arăt toți, amena. Să vă încredințați cu amine, amena Domnului, să vă încredințați pentru ziua care plecați la muncă, la drum, să vă păzați că Dumnezeu și șemeniu, jabală, toți gretona, este Diu Duh Sfânt care vorbește poporul. Domnul să vă întărească, frate mie. Legătura ta cu Dumnezeu trebuie să fie zi și noapte. Vinul tău de legătură, de comele, valitos, n-a prea distanțat. N-are voie să-ți întrerupă niciodată. Tu dacă te întâlnești cu cineva pe drum și ești proroc și îți spune, faci o rugăciune cu mine, ce-i spui? Că nu ești pregătit, cum vin mulți la mine și nu lasă diavolul să se boteze ce nu-s pregătit. Așa zice mulți, n-am timp de rugăciune, nu pot să mă rog amu, am de lucru. Vă mărturisesc în numele Domnului Iisus, oricâtă muncă aș avea și orice aș face, pe nimeni nu refuz de rugăciune. Oricine vine în curtea mea, oricine vine, noaptea stau la rugăciune, mă lupt să fac voia Domnului Iisus. Și ar trebui să ne luptăm cu toți împreună. Ca să ne sprijinim în rugăciune, să ne arătăm dragostea pe care și-a arătat-o Dumnezeu față de noi și de poporul meu. Eu vă încredințez în brațul Domnului. Mă rog ca Dumnezeu să vă mărească credința. Amin. Să vă împlinească toate dorințele voastre care sunt după voia lui. Amin. Să vă boteze cu Duhul Sfânt pe cei și n-aveți Duhul Sfânt. Și să stăruiți, frații mei, să primiți Duhul Sfânt. Copiii voștri, dacă vă întreb, câți aveți botezați cu Duhul Sfânt? Nu vă interesează. N-avem timp să-i ducem la stăruință. Nu. Nici n-au pierdut biberonul când îi dai telefonul ca să facă. Asta. Nici n-au pierdut biberonul când îi ții ziua una mastică. Asta fac pocăiță. V-ați cercetat odată și v-ați întrebat că dacă copiii lui Iov erau pe genunchi și nu ținea chepul și ziua mastică, Satana n-avea putere să-i omoare? N-avea putere. N-avea. Dar așa se întâmplă în ziua de azi. Mi-o tras diavolul cu tătul în lume. Frate. Frate, nerul nu vii că sunt ziua onomastică la fetița așa mică. Nu vin. Nici nu vreau să te jignesc, nici nu vin, nici nu mai mă sun acolo cu desă. Mă gândesc că acum vine Crăciunul ăsta, primesc 3-400 de metrează, sărbători fericite, Crăciun fericit, frate Timi. Dar închid telefonul, sărbuse Dumnezeu 3 zile și m-am scăpat de Crăciun. M-am scăpat de Crăciun. Domnul să vă dai putere, să vă ajute, să vă întărească, să vă mărească credința. Frații mei, iubești pe Dumnezeu. Dacă iubești pe Dumnezeu, cu adevărat te lupți să faci, băi. Te lupți să lași pace pe unde treci. Dacă treci printr-o familie, te lupți să lași unitate, pace. Nu tragi, cum mai văd câte o frate vine în coasă, spun că bărbatul tău e poțar. Îi spui lui, nu e ca să o târgur. Îi spui lui, pocăiaște-te că iar și mi-a arătat Dumnezeu. Am întâlnit atâtea cazuri. Atâtea ispite, atâtea valuri. Într-o noapte visez un vis, zice Dumnezeu, uite-te, era două noaptea, pop și ortodox și desprăcați în cele goală bozașe, aprinsă doar 50 de lumânări, făcea slujbe asupra pocăiților Satana să-i despartă, să-i dea jos din credință. Uite-te, zice Dumnezeu, ce fac ei anul noaptea. Uite, Elica, nu, vezi, abia din toți, n-a plăcut din starăna, cum uneltesc împotriva poporului meu. Uite, să știți că diavolul nu are pașă. Nu stă bine când vede că mai ne rugăm, când vede că strângăm la Dumnezeu, când vede că ne bucurăm.
bucuria lui Dumnezeu să rămână peste voi de acum și până la venirea lui. Amin.